În județul Giurgiu, în prima etapă de înscriere, au fost admiși la clasa pregătitoare 2138 de copii, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean. În cadrul celei de-a doua etape, care a avut loc între 30 martie și 8 aprilie, au mai fost înscriși încă 130 de copii. În total, după cele două etape distincte, au fost validate peste 2200 de solicitări. După cea de-a doua etapă de înscriere la clasa pregătitoare, în județul Giurgiu s-au înscris încă 138 de copii. Vorbim de clasa pregătitoare pentru anul școlar 2016-2017. Urmează ca la data de 15 aprilie să aibă loc afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale cu copii înscriși la clasa pregătitoare, iar în intervalul 19-22 aprilie să se soluționeze de către Inspectoratul Școlar cererile părinților copiilor care nu au fost încă înscriși în nicio unitate de învățământ. Părinții care încă nu și-au înscris copiii la școală se vor putea adresa direct unităților de învățământ. Înscrierea în clasa pregătitoare este obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani înainte de 31 august. În cazul copiilor care împlinesc această vârstă în perioada 1 septembrie-31 decembrie sau chiar după aceasta, înscrierea în clasa pregătitoare se poate face numai dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Acest lucru se face la solicitarea scrisă a părinților. Dacă nu optează pentru clasa pregătitoare sau dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice este negativă, părinții copiilor care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie sau chiar după acest interval, îi vor înscrie pe aceștia la grădiniță în grupa mare.